Valentin Uritescu a murit vineri seară la vârsta de 81 de ani. Actorul suferea de o boală gravă și se afla internat într-un centru specializat unde urma tratament. Conform Digi24.ro, actorul suferea de sindrom extrapiramidal, asemănător cu boala Parkinson, iar în ultima perioadă starea sa de sănătate se înrăutățise, astfel că ar fi avut inclusiv zile în care nu putea să vorbească. Valentin Uritescu a prezentat primele simptome ale bolii de care suferea încă de la 33 de ani, iar între timp boala a avansat potrivit sursei citate. Informația a fost confirmată și de reprezentanții Teatrului Bulandra. Într-o postare pe Facebook a murit Valentin Uritescu. Multe generații cunosc acest nume, îl asociază unui chip, unui glas și unui mod inconfundabil de interpretare. Actorul Valentin Uritescu a dat viață unor roluri pe cât de diversificate, pe atât de ofertante, precum sergentul șapte frații din serialul TV Lumini și Umbre, semnat de Andrei Blayer, personaj continuat ulterior. La Teatrul Tineretului din Piatra Neamț a primit primul său rol de dramă în piesa mai înainte de a cânta Cocoșul. La Teatrul Bulandra a jucat în spectacolele Luna de Cabala Bigoților de Mihai Bulgacov, Dimineața pierdută de Gabriela Adameșteanu. A desfășurat o intensă activitate artistică și la Teatrul Național București, pe a cărui scenă a putut fi admirat între anii 1990-2009 în piese precum Avram Iancu de Lucian Blaga, Livada de Vișini, a lui Cehov, Morișca de Ion Luca, Strigoi, numele Trandafirului de Umberto Eco. În 2011, Valentin Ritescu a debutat în lumea literară cu volumul autobiografic Așa sunt eu prost, iar după doi ani mai târziu, în 2013, a continuat cu Să ai grijă de cel bun din tine. Cartea de amintiri dedicată tatălui său, ambele apărute la editura Humanitas. În 2016, artistul a lansat și volumul Bântuit de viețile altora. Memoria apărută la editura Ars Docendi, relatează digi24.ro.